Eu am fost foarte... Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la raportul zilei. Supărare mare în Partidul Național Liberal după ce șeful liberalilor de la Gorj, Dian Popescu, a făcut un anunțul că nu vor mai fi organizate alegeri în acest an. Nici nu a înaintat o altă dată. Este subiectul, unul dintre subiectele pe care le vom discuta în această seară alături de invitații mei, domnul Daniel Gorgotă, vicepreședintele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal de la Gorj. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm și de prezența domnului vicepreședinte al PNL Gorj, domnul Gheorghe Orzan. Bună seara și bine ați venit, domnule Orzan! Bună, bine v-am găsit! Încep cu dumneavoastră, domnule Gorgotă. Ați fost printre cei, de fapt, singurul care v-ați anunțat intenția de a candida la alegerile interne din Partidul Național Liberal. Iată că șeful dumneavoastră pe linie de partid a spus nu se mai organizează, a fost un test, am vrut să-mi depistez și eu adversarii din interiorul partidului, asta e, mai așteptați. Încă o dată bună seara, dumneavoastră a spus că mare supărare în partid, eu vreau să spun că nu sunt supărat, nu am nicio supărare că s-au amânat alegerile. Este un lucru foarte bun, mai ales dacă între timp până în 2015, când, dacă nu e și asta tot o dezinformare, un test, s-ar putea ne trezim peste o lună alegeri, ca să mergem pe strategiile unora. M-aș bucura că până în 2015 toate organizațiile al PNL Gorj, organizațiile locale, cele 70 de localități, să aibă organizații, să aibă alegeri pe orizontală, corecte, organizații puternice, deci cum ar fi normal să nu se treacă la funcția de, să se aleagă birou permanent județean și funcția de președinte al partidului și mai întâi trebuie să se aleagă organizațiile în localități. Pentru că acolo este baza organizației, acolo este forța, de acolo vin voturile și nu datorită, eu știu, unor sumități, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, care eu știu au adus nu știu ce rezultate. Nu. Membrii partidului, aia care sunt la locale, în localitățile respective, mă refer în primul rând la primari, care știm foarte bine că le place unora sau nu le place și au câștigat în primul rând ei alegerile și mai ales pe fondul USL-ului. Mă refer la vicepreședinți și președinți de organizații locale, mă refer la cei consilieri amărâți, să zic așa, tot cu ghilimele, care, din păcate, avem mai puține, acum vreo 130 față de 160, dar nu contează, dar aia sunt singuri pe acolo prin localități și nu știe nimeni de ei. Mă refer la oamenii normali ai partidului, oamenii care sunt în partid și care sunt niște oameni corecți, sunt niște oameni cu principii, cu profesii, cu personalități și care una peste alta știu clar că Partidul Național Liberal este un partid politic, nu o altă organizație de altă natură, unde, eu știu, dictează numai nu știu cine sau nu știu ce grup de persoane sau interese. Deci eu mă bucur că s-au amânat. Pentru mine nu este o supărare. Eu, în primul rând, îmi reafirm intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal acum, 2015, sau când vor fi. În rest, în legătură cu această, eu știu, să zic, strategie, ca să nu zic dezinformare sau, eu știu, teste date în partid de anumite persoane, eu zic că au greșit, pentru că chiar că și-au dat dintr-o dată seama că în momentul când faci un asemenea anunț și încerci să-și despistezi concurență sau colegii care efectiv mai gândesc și altcumva decât tine, nu dușmanii sau altcineva, trebuie să te pune pe gânduri. Păi înseamnă că este o problemă. Eu sunt convins că Dian Popescu și-a dat seama acum că are o problemă în Partidul Național Liberal. Care este problema pe care dumneavoastră credeți că domnul Dian Popescu are în Partidul Național Liberal? Are o problemă în primul rând pentru că și-a dat seama pentru că nu este chiar atât de, să zic așa, mesia pentru Partidul Național Liberal la Gorj și că probabil avea toate șansele să câștige președinte, dar în același timp putea să fie și o surpriză de nu știu ce natură, nu neapărat Gorgot. Pentru că trebuie să înțelegem un singur lucru, domnul Dian Popescu a văzut, că au apărut mai multe persoane în afară. Daniel Gorgotă doar a avut, eu știu să zic așa, puterea, forța ca să se afișeze și să spună, da, eu candidez. Alții, poate depindând de nu știu ce funcții, pe nu știu ce unde, unele politice date de partid, n-au avut poate curajul să iasă chiar la modul ăsta direct. Dar asta nu înseamnă că nu sunt oameni în Partidul Național Liberal care au și alte idei și alte, să vă spun, cum să mai exprim, alte vise politice, să zic așa.
Până la urmă este constructiv să ai și altă opinie într-un partid, este absolut în regulă, depinde până unde ajung acesta. Domnule Orzan, iată că răsturnare de situație, l-aplaudați mai devreme pe domnul Gorgotă pentru declarațiile făcute în această seară aici, sunteți întru totul de acord, deși supărarea domniei sale este cunoscută și conflictul, să-i spun așa, cu domnul Dian Popescu. Până la urmă, întrebarea mea la dumneavoastră este, de ce nu se organizează alegeri, sunteți vicepreședinte, la Partidul Național Liberal? Da, în primul rând aș vrea să spun că eu îl admir pe Daniel, că el este un tip vocal, într-adevăr, este cum trebuie să fie până la urmă un liberal. Noi nu trebuie să ne ascundem unii după alții, curajul trebuie să fie unul dintre aturile noastre principale și determinarea în a face politică, pentru că în rest mai sunt unele mici, eu știu, afirmații cu care eu nu sunt de acord. V-aș spune doar atât, că avem mai puțin consilier local din cauza că am fost obligați, deși partenerii noștri din ACD, respectiv Partidul Conservator, acum ne acuză, am fost obligați să le dăm în multe localități locuri eligibile pe liste, ca să aibă măcar un consilier acolo în acele. Și acele locuri, bineînțeles, s-au pierdut de către noi. Este o explicație pe care o dau. Nu mai continui, că n-are sens. Așa, revenind la problema alegerilor, de ce nu are loc conferința județeană a PNL-ului? Păi asta ne putem duce la statut, să vedem ce spune statutul și după aceea există niște norme de aplicare a acestui statut. Într-adevăr, aliniatul 2 din articolul 106 spune foarte clar. Deci asta a fost una din modificările aduse statutul la Congresul din februarie de anul acesta. Acolo se precizează, printre altele, cu organizațiile, fie birourile, fie ele interimare sau alese care își încheie mandatul în 2000, la birourile respective, de fapt, care își încheie mandatul în 2013 și 2014, se vor organiza alegeri. Se spune clar pe un calendar stabilit de către Biroul Politic Național. Deci nu noi stabilim data alegerilor. Deci este clar că statutul precizează acest parcurs. Da? Da. După aceea, intervin normele de aplicare, care ce spun? Că de la data stabilită de către Biroul Politic Central, organizațiile județene au la dispoziție 30 de zile dacă sunt în biroul interimare, ceea ce la Gorj nu este cazul, sau până la 90 de zile în cazul nostru, să stabilească data conferinței județene de alegeri. Deci ăsta este un atu. Din moment ce Biroul Politic Național a stabilit calendarul, este după aceea problema Biroului Politic Județean care să stabilească data certă. Da? Data certă care se comunică, în fine, cu cel puțin 30 de zile la București, sunt niște formalități care sunt prezentate acolo. Deci eu cred că v-am lămurit că nu Dian Popescu sau Orzan sau Biroul Politic Județean stabilește data alegerilor. Asta da? Ne-ați lămurit, ideea după este aceea, că... După aceea există. Acum, dumneavoastră, acum vedeți ca ce se întâmplă în viața politică românească. USL-ul ăsta nu merge cum și-au închipuit unii sau cum ne doream noi majoritatea. Da, mai sunt mici probleme. Au apărut acum, de exemplu, e vorba de acest referendum pentru modificarea Constituției, pentru regionalizare, pentru asta. Ori nu e nimeni nebun de la nivel central. Probabil sunt anumite excepții și s-au făcut conferințe județene, de exemplu, la Galați sau mai știu unde, în câteva județe, dar în rest nu se apucă nimeni să arunce partidul așa într-o campanie internă din asta pentru a ocupa niște funcții când probleme mult mai importante sunt pe agenda națională. Deci este foarte clar. Acum, faptul că noi ne încheiem mandatul la anul nu cred că este imperativ. Eu am comentat cu colegii din Biroul Politic Județean și am avut discuții chiar personale și le spuneam, măi, nu vă mai hazardați în a face, eu știu, tot felul de presupuneri că s-ar putea să nu se întâmple. Am înțeles. Așadar, să înțelegem cumva, domnule Gorgotă, că dumneavoastră nu cunoșteați statutul? Dar nu este vorba aici de statut. Este vorba de un principiu. Domnul Dian Popescu, nu, e o declarație, nu, niciun principiu. Declarația lui domnul Dian Popescu trebuia să fie în conformitate cu statutul partidului. Exact ce a spus dumneavoastră și trebuia să nu o facă, trebuia să gândească dinainte. A fost în conformitate cu articolul 106. Pentru că astăzi a făcut niște afirmații. N-am văzut personal, dar în schimb mi-ați confirmat dumneavoastră că trebuie să citesc eu statutul. Da,
Trebuia să-l citească dânsul înainte de a transmite o asemenea informație politică pe piață. Dar doi, clar că a fost o capcană. Și, mai ales normele și de e și mai grav. E și mai grav. Normele dacă s-a folosit în exprimarea asta că a fost o capcană, înseamnă că a fost totul făcut, domnul vicepreședinte, a fost totul făcut premeditat. Nu trebuia, este președintele partidului. O declarație ca oricare altă. Altceva vreau să vă spun, domnul vicepreședinte. Dumneavoastră a spus că urmează 30 de zile acolo unde sunt interimate, 90 acolo unde în intervalul și 90 acolo unde nu-i problemă de interimat. Da. Din data care? Din data stabilită de Biroul Politic Național. Am spus că l-am precizat. Bun. Și asta trebuie până în 2014. Eu nu pot. Organizațiile care până în 2014 trebuie așa mandat. Așa era. Până așa, cele care știu nu se leagă aici, 2013. Nu se leagă nici 2015 la o adică. Nu știu, mă rog. E problema dumneavoastră. Eu vreau să spun că nu trebuie să se facă asemenea declarație. De la 1 iulie cât sunt 90 de zile? Nu trebuie să... Bun, la 1 iulie înseamnă că numai august, septembrie, octombrie, noiembrie trebuie să avem alegeri. Mă gândesc, dar nu 2015. Deci nu se leagă. Poate să și treacă, e normal, pentru că este un lucru foarte jenant. Vă spun ce scrie în statut. Este un lucru foarte jenant, domnul... Birou Politic Național, mai puțin să vă... În momentul, lăsați-mă și vă las. Este un moment foarte jenant. În momentul când vii și lansezi asemenea zvonul pe piață, apoi tu dispui de la tine putere, parcă ar fi un SRL partidul ăsta. Nu! Fac în 2015 că eu am vrut să testez piața, am dreptul. Probabil a discutat la București, nu mai contează. A testat-o cu afirmații, dar nu e adevărat că Popescu stabilește data alegerilor. Domnul vicepreședinte, domnule, este o problemă în partidul ăsta. Nu există comunicare. Unii oameni au ajuns acolo pe demnitățile publice ale Partidului Național Liberal. Statutul Partidului Național Liberal trebuie să respecte membru, ca și membru să respecte statutul. Asta e altă problemă. Păi este, despre ce vorbim de fapt? De asta vreau să vă spun. Nu, pe mine încă o dată afirm, nu mă interesează. Este foarte bine. Eu m-aș bucura să începem acum, că și domnul vicepreședinte aici are experiență în Partidul Național Liberal, să se înceapă să se facă în toate organizațiile locale, organizații puternice și alegeri normale, nu la ora actuală 20-30 de interimate, câte sunt în județ cu oameni care nu știu de unde au apărut. Eu vă spun un lucru. Deci dumneavoastră, dacă veneați la Tismana când s-a ținut alegeri, vedeați că au fost peste 100 de oameni într-un oraș care nu am avut o altă parte. S-ar putea la un moment dat să nu ne mai convină mariajul. Nu știu dacă sunt probleme. Bun, se întâmplă ceva, în momentul ăla noi trebuie să fim pregătiți. Da, asta este pentru clar. Că dacă USL-ul a venit pe un fond de nemulțumire împotriva PDL-ului și a câștigat foarte multe voturi... Păi dumneavoastră credeți că noi ne permitem... La ora actuală vom merge fiecare pe treaba lui. Care este motivul pentru care se tergiversează organizarea alegerilor în organizațiile locale din județul Gurs? Noi avem un calendar, au fost niște organizații, niște interimate, urmează ca în acele interimate, haideți să ne înțelegem, din cele 70 de organizații, mai mult de jumătate sunt puternice, deci nu putem să spunem că e haos sau e debandată, știe și domnul... Vorbim de restul organizației, a fost 40 și aproape 50, unde primar este clar pe organizații deci puternice. Vorbim, de ce vorbim? Vorbim de 20 de organizații, de 20 de organizații care trebuie într-adevăr unde sunt anumite probleme și noi le cunoaștem, că avem birouri, avem un consilier și acolo există într-adevăr bine, o situație mai primul test pentru Partidul Național Liberal, domnul vicepreședinte. O să avem primul test, care știți foarte bine, va fi europarlamentarele pentru noi. Sigur, știu. Atunci vom vedea că suntem de puternici ca organizație. Partidul Național Liberal este la fel de puternic de unul singur, precum a fost în Uniunea Social Liberală la alegerile care au fost până acum? Bineînțeles, deci Partidul Național Liberal are forță, deci la Gorj. Sunt membru în partidul ăsta de vreo 14 ani și eu știu cum eram atunci și n-aveam... Da, Partidul Național Liberal nu a obținut până acum niciodată ce a obținut la alegerile acestea. Și la parlamentare și la locale. Domnul Orzan, asta demonstrează cumva că împins de PSD, de USL, Partidul Național Liberal a reușit să ia un scor bun. Nu e adevărat. Eu vă reamintesc, dumneavoastră și telespectatorii știu, și mai ales membrii noștri partii, știu că inclusiv la legile locale, campania s-a făcut sub USL, dar fiecare și-a gestionat
în primăriile care au fost repartizate, a fost acolo, cum să spun, ați a fost avut pe de altă parte un Orsan și marele avantaj că veneați după o guvernare dezastruoasă. Este problema. Care avant democrat-liberal. Iată că acum veniți și după guvernarea dumneavoastră. Deci e posibil ca lucrurile să nu fie la fel de fericite precum au fost în iunie anul trecut sau în decembrie. În 2008, atenție, în 2008 veneam după guvernarea noastră și de la 3 primari am ajuns la 15 primari. Da? Deci, ba da. A, da, în 2008, da. Veneam după guvernarea noastră și de la 3 am ajuns la 15 primari. Adică, dumneavoastră, credeți că partidul ăsta sau noi în județul Gorj nu avem contribuții, așa cum spunea și domnul Daniel? Deci este munca noastră până la urmă și a celor din teritoriu. Într-adevăr, eu îi respect. Am văzut că i-a enumerat Daniel pe toți. Într-adevăr, eu îi respect, îi cunosc și le recunosc și munca lor. Da, am înțeles. Ca să închei, nu este atributul biroului politic județean și nici al președintelui în a fixa o dată pentru conferința județeană. Nu este. Spune un telespectator, domnule Orzan, ați spus la Tismana un președinte mincinos și fără șanse, schimbați-l urgent pe domnul Remetea. Nu știu, e părerea dânsului. Vom vedea. Va fi monitorizat activitatea organizației de acolo. Dacă vom constata că e așa cum zice dumnealui, vom vedea. Domnule Gorgotă, care credeți că este adevărat motiv pentru care nu se organizează alegeri anul acesta în Partid Național Liberal? Eu fiind în cauză, că de-aia nu trebuie să... Fiind oarecum băgat în problema asta o dată... Riscați să fii subiectiv. Da, risc, da. Odată cu anunțul candidaturii mele, automat s-a schimbat modul de a privi problema. Eu aș putea să zic în felul următor, domnișoară. Poate sunt așa. Da. El așa a fost tot timpul omul din umbră. Eu aș vrea să zic un singur lucru, domnișoară. Un lucru clar. Aș putea să fiu puțin, să zic așa, golănaș. În ce sens? Înseamnă că lui Dian Popescu i-a fost frică de mine și a amânat alegerile. De mine și de cei care ar putut să vină lângă mine. Nu neapărat că m-ar fi apreciat pe mine. Domnule, nu dezinformați. Ar mai fi venit. Ba da, aș putea să fiu puțin. Nu le poate amâna, el nu le poate, dacă nu le poate stabili, cum să le amâne? Domnule Orzan, deci aș putea să spun foarte clar, să fiu un om din ăsta politic, să spun, domnule, a fost frică de candidatura mea. Bun, eu sunt foarte, foarte conștient. Foarte bine. Eu sunt foarte conștient, în schimb, că sunt și alte dedesubturi. Dânsul, în schimb, domnul președinte, folosește expresii care n-ar trebui să aibă loc la statutul de președinte, cu chestii de dezinformare, de teste. Nu suntem aici, nu, e un partid serios. Eu vreau să-i spun că dacă... Dar e serios partidul. Mai tocmai de asta, că dacă a făcut lucrurile de genul ăsta și expresii de genul idioțenii vis-a-vis de faptul ce am spus eu, că nu știu statutul, eu zic că el a lansat, să aibă grijă ce idioțenii spune el. Pentru că avem o mare problemă, nu ne respectăm în partidul ăsta. Și de acolo pleacă toate nemulțumirile, pentru că noi suntem o forță, am demonstrat-o într-adevăr, pentru că, într-adevăr, noi nu suntem atât de mulți, nu suntem un partid de masă, cum sunt alte partide. Da. Dar noi am demonstrat în momentul când a fost să ne unim, am fost toți acolo, toți. Toți aia care am putut să facem ce am făcut și am făcut fiecare. De-aia, tocmai de-aia trebuie să ne respectăm. Da, sigur. Aici este marea problemă. Am înțeles. Ați văzut că șeful dumneavoastră de partid a avut cea mai slabă activitate din Parlament. A avut o singură luare de cuvânt atunci când a depus jurământul. Ce înseamnă asta? Adică e o pată neagră totuși pentru Partidul Național Liberal și mare pentru președintele. E mare pe site, pe acolo, cred că mare și niște inițiative la care lucrează legislativ. Acum nu pot să le promovez chiar în câteva luni, într-o jumătate de an. Păi da, dar ceilalți au tot avut activități. Nu știu. Și luare de cuvânt. Și ce s-a... Spuneți-mi și mie ce se rezolvă cu o declarație politică în Parlament, păi în situația în care vorbești la scaune, pentru că în ora aia de declarații politice, parlamentarii sunt în altă parte, sunt 10, 20 sau 100 din 500 și te vorbești la scaune. Până la urmă, da? Noi știm că mulți dintre ei dorm acolo, dar chiar să doarmă și... Ca să faci statistică? Să faci, să ai la acolo nu știu câte lor de cuvânt sau nu știu câte declarații politice? Deci, atitudinea domnului Dian Popescu, cred că pur și simplu demonstrează pe față că mulți dintre cei trimiși acolo nu au ce treabă cu Parlamentul. Eu i-am sugerat niște obiective care privesc mediul de afaceri, da? Și să văd acum este... Păi și vi l-a promulgat, vi l-a promovat, vi l-a transformat în... Le-a promovat, să vedem în ce măsură vor trece de această etapă de promovare, da? Deci nu, eu nu cu... N-am, cum să vă spun? Nu am nicio... Eu ca și vicepreședinte al filialei Gorj, eu îl apreciez pe Daniel și munca lui Daniel Gorgotă, eu apreciez. Și nu numai eu sunt cel care o apreciază.
Acum, eu i-am făcut niște recomandări și cumva dacă această asta, necunoștință recomand... a statutului domnul Gorgotă, probabil în statut, dacă nu cunoaște statutul, păi, dar nu, și nu. Încalcă, nu? Poate că încălcarea statutului înseamnă și aceste declarații pe care le face în afara în Partid Național Liberal. Dar nu e problemă. Ajunge să fie și exclus din necunoștință. Dați-mi un exemplu pe cine am exclus noi în 3 ani de zile de păi acum știți cum e, totul are un început și chiar nu, domnul senator Dian Popescu spunea că dacă domnul Gorgotă continuă la această manieră, riscă excluderea din Se pune. Era liberat. De mult o declarație. Uite, domnul Gorgotă știe foarte bine, probabil nu vi s-a spus pune, personal. Nu se pune problema. Nu cred că se va ajunge. Am înțeles. Bun. Eu am în schimb experiența cu excluderea, știți foarte bine, și deja fac alergii. Altceva aș vrea să spun vis-a-vis de... Nu vreau să comentez faptul că președintele nostru, Dian Popescu, n-a avut eu... Are timp să... Are 3 ani de zile de... Cel puțin de parlamentar. Ați văzut ce repede a trecut... Anul, această da. Jumătate nu, de jumătate. An și... Jumătate, deci mai are. Eu, în schimb, altceva aș vrea să spun domnului președinte Dian Popescu, că probabil o să afle, o să uite, mă rog. Are timp, în schimb, să aibă inițiative cu adevărate pentru județul Gorj și pentru Partidul Național Liberal la Gorj. Pentru că noi avem nevoie de el acolo și noi avem nevoie aici să fim recunoscuți, să fim apreciați, să ni se dea ce dreptul nostru vis-a-vis de conducerea acestui județ. Da. Deci are timp să facă lucrurile astea, să demonstreze că n-a avut timp acum, eu știu, poate are alte probleme, au fost mai urgente. Dar eu zic în felul următor, Partidul Național Liberal, ca să fie o forță, are nevoie de sprijin în județul Gorj. Timpul trece foarte repede, vreau să discutăm și despre declarațiile făcute astăzi de domnul Dan Ilie Morega. Iată că domnul Morega, dacă până acum susținea sus și tare Uniunea Social Liberală, în special pe domnul Victor Ponta, cel pe care îl blama, știți foarte bine, în cadrul conferințelor de presă pe care le susținea, fie ca independent, fie ca președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României, ajunsese chiar să-i susțină și pe Cârciumaru și pe Călinoiu. Astăzi, în schimb, răsunarea de situație, domnul Dan Ilie Morega a întors armele împotriva Uniunii Social Liberale. Ce părere aveți despre această atitudine și cum o caracterizați, domnule Orsan, începând de asta? Păi, eu îl cunosc destul de bine pe domnul Morega pentru că am fost în biroul acela județean 5 ani de zile cu dânsul. Să ne amintim că domnul Dan Ilie Morega a dat votul pentru investirea guvernului Ponta 1. Deci atunci a susținut guvernul Ponta și declarația ulterioară au confirmat acest lucru. Da? Pe parcurs, cred că în prima, până la alegerile din toamnă, s-a întâmplat același lucru. Acolo eu am fost foarte surprins că eu mă așteptam ca domnul Morega, sincer vorbind, să-l susțină pe doctorul Iana, pe Gheorghe Iana. Aici... Nu știu, gestul respectiv m-a lăsat așa cu ochii la reflectoare. Lăsați că vi l-a susținut tot pe al dumneavoastră. La reflectoare. Da, până la urmă așa, se pare că tot pe al nostru. Nu a dat greșit. Da, dar nu, dânsul are flair și nu știe totdeauna cam cum vede cam cu o jumătate de an înainte cel puțin ce se întâmplă în viața politică. Deci, acum, declarațiile astea, sincer mă surprind declarațiile astea. Am văzut și eu, le-am văzut și eu la dumneavoastră aici. Prezentate la ediția de știri și sincer mă surprind. Eu nu credeam că se întâmplă ca să treacă așa dintr-o extremă într-alta și eu că pe domnul Morega îl cunosc ca un politician cu de analiză. Nu din ăsta care să păi și ce înseamnă asta? Sunt sigură că domnul Morega nu a căzut în cap. Sincer, e o chestiune care nu, să... Îmi scapă motivele pentru care nu s-a făcut acest lucru. Poate ne spune domnul Gorgotă. Domnul Gorgotă, ce părere aveți despre această schimbare la 360 de grade a domnului Dan Ilie Morega? Domnul Morega a fost cam tot timpul, din câte îl cunosc eu, pentru că am avut posibilitatea să-l cunosc. Bine, nu prea aproape. Dar, cum a spus dumneavoastră, că anumite persoane prevăd, așa și eu sunt la fel și prevăd și eu ce se întâmplă și în următorul jumătate de an și un an. Domnul Morega este în același timp previzibil, dar și imprevizibil. Nu domnul prevede. Morega acționează în funcție de interesele lui proprii. A spus că prevede, nu că n-ar fi imprevizibil. Că prevede. Acționează în funcție de interesele dânsului, proprii. Probabil acum, strategia pentru ceea ce vrea să facă dânsul în viitor impune această eu să zic, inițiativă. Dar să nu uităm un singur lucru, pentru că, da, Gorjul nostru are mari probleme vis-a-vis de dezvoltare care putea să fie mult mai mare, vis-a-vis de locuri de muncă, vis-a-vis de interese locale, dar raportate la nivel național. Adică nu suntem acolo unde ar trebui, deși avem posibilități, pentru că să nu uităm, suntem un mastodont în cărbune și energie. Da.
În schimb, la noi politicienii se atacă în presă, aruncă praf în ochi și subiecte de discutat tocmai ca să camufleze problemele adevărate ale județului. Dacă politicienii noștri din Gorj ar fi cu adevărat mai puțin prieteni și ar munci pentru oamenii aia care i-au ales și ar merge în direcția care trebuie, pentru că dânsii la un moment dat se înjură, se jignesc și seara mănâncă, se întâlnesc. Deci aici e o mare problemă. Dacă se atacă, nu mai sunt prieteni. Ba sunt! Seara îi vezi la restaurant. Ca cazuri concrete în experiența mea de 18 ani. Cu cine v-ați certat și ați ieșit nu la eu. Restaurant? Nu eu, am văzut pe alții. Bun, eu nu sunt genul. Tocmai că dacă eram genul, eram mult mai departe acum. Nu eram un simplu membru sau... Dar cam care ar fi interesele domnului Morega? De ce domnul Morega este... Domnul Morega probabil are alte... Noi nu știm, nu pot să-mi... Dar știu un singur lucru, că este foarte practic în ceea ce face. Deci n-a făcut-o așa de florile mărui. Are un interes, asta este clar. Păi și să ne așteptăm ca domnul Morega să treacă la Partidul Democrat Liberal? Dacă da, acum, că de obicei sau, așa este practica, nu? Sau Partidul Popor... Nu Poporului, asta acum cheamă... Forța Poporului. Nu, de apare acum al președintele Mișcarea Populară. Mișcarea populară. Da. Dar sunt mai multe variante. Asta s-ar putea să fie. Deci sunt mai multe variante, de ce nu? Asta da. Mișcarea populară va fi o forță. Cine nu vrea să înțeleagă va fi, pentru că automat președintele Băsescu, care la ora actuală crește în sondaje pe anumite, crește. Pe anumite treburi, cât crește. Crește, de numai... Va aduce procentul ăla de 10-15, dar îl va aduce acolo. Da. Urmează și disponibilizări. Sinjil ți-a anunțat 330 de disponibilizări. Oamenii vor pleca acasă începând cu 1 august 2013 până în 2014. Astea sunt adevăratele probleme. Da. Ce înseamnă asta pentru județul Gorj și cum ar trebui să reacționeze oamenii pe care noi i-am trimis în Parlament, oamenii pe care noi i-am ales în fruntea județului, în fruntea localităților din care provenim? De ce nu se face nimic în sensul ăsta și ce credeți că ar trebui să se facă? Nu știu, din câte am înțeles eu, cel puțin din partea directoratului CEO, dânsii caută soluții și probabil aici să facem distinție între ceea ce se cere sau calendarul pe care l-au depus la oficiul de ăsta de muncă, cei din conducerea Sinjilului, și ce se va întâmpla în realitate. Faptul că se preconizează niște, eu știu, disponibilități șalonate, mă face să cred că până la urmă se vor găsi soluții. Poate că vor pleca, dar nu cred că în totalitate, deci toți angajații care lucrează acum în Sinjil vor fi disponibilizați. Așa am eu impresia și vis-a-vis v-am spus de ce, de declarațiile făcute de cei care până la urmă trebuie să le asigure contracte. Nu, dar știți foarte bine că sindicatele, liderii de sindicat, cei care sunt patronii acestor societăți prestatoare, așteaptă cu mâna întinsă la CEO, nu se caută contracte, nu știu să facă altceva oamenii aceia decât să presteze pentru CEO, dacă CEO nu le mai dă, deși este societatea independentă. Aici vă contrazic așa, puțin, cu ce mă contrazice? Și eu și domnul Gorgota suntem oameni de afaceri. Așa. Aici este o problemă gravă de management acolo. Până acum puteau să găsească soluții alternative. Deci noi am mai discutat vis-a-vis de ce se întâmplă la... Asta vă spuneam și eu, o problemă de management. Dar uitați-vă că la Minpres, de exemplu, în scurta asta perioadă în care conduc cei doi directori tineri și pe care unii dintre ei acuză sau consideră că n-ar fi prea buni conducători, uite ce se întâmplă acolo. S-au autorizat pe foarte multe servicii alternative și pe astea și acum au... Nu mai stau cu mâna întinsă la conducerea complexului energetic Oltenia. Și atunci, cei de la SIND nu puteau să facă lucrul ăsta? Asta mă întrebam și eu. Acum, haideți să-i acuzăm sau să ne acuzați pe noi politicieni sau pe cei care conduc acest complex, dar o parte din vină, poate chiar egală cu a noastră, cei de cealaltă parte a baricadei, o au și cei care... Adică aceste organizații sindicale care formează până la urmă, care sunt în acționariatul acestei societăți. Deci eu acum nu vreau să arunc, să nu se înțeleagă cineva că vreau să arunc vina dintr-o parte, să o pasez dintr-o parte în alta. Dar cred că în egală măsură fiecare trebuie să aducă contribuția și am dat un exemplu. Domnul Gorgota, ce credeți că ar trebui să se facă pentru cei 330 de oameni, dar nu numai pentru ei, repet, în primăvara acestui an alți 150 au fost dați afară la acea societate, Nu numai pentru ei, din păcate pentru noi și pentru România, dar pentru județul Gorj este o mare problemă. Eu înainte de a se ajunge la aceste disponibilizări, eu zic că în primul rând parlamentarii de Gorj, care una peste alta sunt, deși s-a supărat cineva, dar eu nu o să folosesc același cuvânt,
sunt în slujba poporului, în slujba județului, toți parlamentarii de Gorj ar trebui să-și dea mâna să facă și să vină cu o inițiativă legislativă în Parlament vis-a-vis de ce înseamnă minerii și energie în Gorj. În momentul când vii cu o inițiativă și să treacă, în momentul ăla vii și cu alternative, exact, cu programe exact pentru oamenii disponibilizați. Pentru că trebuie să înțelegem un singur lucru. Nu poți să privatizezi, nu poți să vinzi, nu poți să dai afară dacă tu ai mii de angajați care îi faci șomeri, trebuie să le dai variante. Ar trebui să fie la nivel național, chiar pentru Gorj, pentru că Gorj este cel mai mare centru energetic și mineric. Și suntem mono, județul. Exact, mono, și noi nu avem alte final, variante. Un telespectator ne transmite faptul că se căiește foarte mult că va votat probabil Uniunea Social-Liberală. Asta e, o să voteze pe cineva. Alt telespectator spune că revine cu problema de la Tismana și chiar să analizăm. Vă mulțumesc, sigur, mult de tot, stimați invitați. Și noi vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost și în această seară alături de noi. Vă doresc toate cele bune pe mâine.